Haideți să ne mutăm în continuare la subiectul trei roman în care avem nevoie de rezolvări detaliate. Prima problemă, așa cum știm că arată subiectul trei roman, este o problemă descriptivă. Maria aranjează cărțile din bibliotecă și observă că dacă le grupează câte 8, câte 12 sau câte 18, îi rămân de fiecare dată câte 5 cărți. Și la subpunctul A ne cere să verificăm dacă Maria poate avea 53 de cărți și să justificăm. Totodată, la subpunctul B, dacă îl citesc, mi se cere să determinăm numărul cărților din bibliotecă, deci cu alte cuvinte mă aștept ca răspunsul la A să fie că nu este 53 și să îl determinăm știind că este cel mai mic număr natural de 3 cifre cu proprietari nenunți. Deci la amic, ce vom zice? Vom presupune că Maria are 53 de cărți. Presupunem că Maria, că sunt 53 de cărți în bibliotecă. Ce vom face? Vom verifica condițiile din enunț, adică împărțim pe 53 la 5, la 8, la 12 și la 18 și vedem dacă de fiecare dată îi rămâne ca rest 5. Că asta mi se spune, că îi rămân de fiecare 5 cărți. 53 împărțit la 8. Pot să fac așa pe ciornă și apoi să scriu pe curat. Haideți să zicem așa. 53 împărțit la 8. Iau separat 53 împărțit la 8, 6 ori 48, îi rămân 5 cărți. Deci 8, 6 rest 8, 6 rest 5. Deci prima împărțire se verifică, apoi îl iau pe 53 și îl împart la 12. Cumva știm, am fi putut de la început să împărțim în sens invers, la 18 mai întâi, mă aștept de obicei ca primele, prima măcar sau primele două să se verifice și să nu se verifice ultima, dar eu oricum le iau în rând, să zicem că le-ați luat și voi în rând. 53 împărțit la 12, din nou 4, 48, din nou îmi rămâne restul 5. Deci este 4, rest 5. Prin urmare, mai mult ca sigur, împărțirea la 18 nu o să mai dea acest rest. 53 împărțit la 18, gândesc 18 ori 2, 36, 18 ori 3, ca să văd cum îmi încape, 3 ori 8, 24, 54 e mai mare decât 53, deci 2, 36. Prin urmare, am rămas cu, ca și număr de cărți, 17. Și deci, avem 2, rest 17. Prin urmare, la împărțirea cu 18, nu-i rămân 5 cărți ca în enunț și deci nu sunt 53 de cărți în bibliotecă. Cum? Grupându-le câte 18, îi rămân 17 cărți și nu 5 ca în enunț. Rezultă că nu sunt în bibliotecă 53 de cărți. Dacă ați făcut pe ciornă aceste verificări, era suficient pe foaia de examen să dăm doar această explicație, 53 împărțit la 18, că ea contrazice ipoteza. Bun, haideți să ne mutăm la subpunctul B. Mi se cere să aflăm numărul cărților din bibliotecă, știind că acesta este cel mai mic număr natural, atenție, de 3 cifre, mi se specifică cu proprietatea din enunț. Deci, voi spune, fie X cel mai mic număr natural de 3 cifre cu proprietatea din enunț. Sau spuneam mai simplu, X numărul căutat. Bun, și deci, traducem ipoteza X împărțit la 8, rezultă că restul este 5. Din teorema împărției cu rest, fac concluzia că X este 8 ori un C1 plus restul 5. Apoi, X împărțit la 12, restul este tot 5. Prin urmare, X este 12 ori C2, din nou plus 5. X împărțit la 18, restul este din nou 5, X va fi din toată împărțirea cu rest 18 ori C3 plus 5. Văd această tipologie de exercițiu standard în care restul este același și ce fac? Îl mut pe 5 în cealaltă parte,
Deci x minus 5 este 8 ori C1, x minus 5 este 12 ori C2 și x minus 5 este 18 ori C3. Prin urmare, 8 îl divide pe x minus 5 și 12 îl divide pe x minus 5 și 18 îl divide pe x minus 5. Prin urmare, ce voi face? Voi calcula cel mai mic multiplu comun al numerelor 8, 12 și 18. Și văd dacă acesta nu are 3 cifre, îl voi multiplica până când îl găsesc pe cel mai mic de 3 cifre, respectiv, care să se divină în același timp la 8, la 12 și la 18. Și deci, îl iau și calculez CMMMC al numerelor 8, 12 și 18. Iau separat. 8 este 2 la a 3-a, 12 este 2 la a 2-a ori 3 și 18 îl gândesc ca 2 ori 9, adică 2 ori 3 la a 2-a. Prin urmare, cel mai mic multiplu comun al acestora este 2. Iau factorii comun și necomun la puterea cea mai mare, adică 2 la a 3-a ori 3 la a 2-a, pe care le obțin ca fiind 2 la a 3-a 8 ori 9, 72. Dar eu nu sunt mulțumită cu 72 să-l aleg pe x minus 5, 72, pentru că 72 nu are 3 cifre. Și atunci îl voi multiplica de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de suficient de multe ori, o iau pe rând, astfel încât să-l găsesc pe primul de 3 cifre. Dacă voiam de 4 cifre, trebuia să multiplic până ajung la primul număr de 4 cifre respectiv. Eu vreau de 3 cifre și deci cum 72 ori 2, 144, are 3 cifre, rezultă că 144 este cel mai mic număr natural care se divide în același timp cu 8, cu 12, cu 18, cu 8, 12 și 18. Dar cine este acesta în problema noastră? Este x minus 5. Deci, prin urmare, voi completa în stânga, rezultă x minus 5 este numărul 144. Obținem că x este 149, deci numărul de cărți din bibliotecă este 149. Puteți să faceți separat pe ciornă verificarea, 149 să-l împărțiți la 8, la 12 și la 18, de fiecare dată veți obține restul 5. Haideți să ne mutăm la următoare. Superșcoala este platforma educațională care include mai mult decât materiile școlare explicate și predate pe înțelesul copiilor. Superșcoala te învață și cum să-ți gestionezi emoțiile în preajma examenelor și testelor, cum să te concentrezi mai bine, cum să comunici asertiv, cum să-ți gestionezi furia, cum să ai mai multă încredere în tine și cum să înveți mai eficient. Dar și multe alte subiecte de interes pentru copii, părinți și profesori. Te așteptăm și pe tine pe platformă.